Salut și bine ați venit la episodul cu Medieval Dynasty pe Iona Games. Sunt pe Augsburg în continuare. Dragilor, astăzi mi-am propus să-mi dărâm casa. Și mi-a venit și mie așa să-mi dărâm casa. Ce face omul când se plictisește? Își dărâmă casa. Dacă ne uităm puțin aici acasă, vorbim serios acum. Dacă ne uităm puțin aici, eu n-am fost atent. Aici sunt, spune că sunt deja cu patru locuri, da? Și atunci spuneam eu că vreau să transform un pic satul și să am mai mulți sătene în el. Automat am nevoie de case cu patru. Pentru început voi face casele astea cu patru, da? Și după aceea astea când le voi debloca, astea sunt mai mari, mai spațioase, o să dea mai mult la mod. Și vreau să vă arăt, între timp, a trecut iarna, destul de grea a fost iarna, deci am consumat la toarțe, a fost la vânători, a făcut ceva rost de bănișori, dar unul dintre pușori s-a făcut mare. Și, drept urmare, avem deja bălegar, tati. Avem deja bălegar. Ia uite, deja frumos pe aici bălegar. Putem să colectăm și noi. Colectează și dânsul care este pe aici. Și putem face fertilizator. De asemenea, am pus fertilizator la... am făcut fertilizator pentru că am pus niște berries aici. Uite, bang, bang, avem aici frumos berries pus pe jos. Dacă luăm frumos, elegant și ne ducem aceea. I-am dat frumos aici, facem prima dată din asta, din bălegar, după aceea putem să facem fertilizator și din asta altul, deja 150. Da, deocamdată nu ne complicăm. Asta ar fi prima. Hai să punem cutia asta, de ca să nu cad după mine de mai rotul, da? Ca să știu că e aici. Și mai am și acolo puțin. Ce am mai făcut între timp? Între timp am cultivat pe aici. Am deblocat și asta cu capcana pentru șoareci, da? Și am mai făcut-o cu o bucată mare de pământ pe care am și cultivat-o și avem deja varză, da? Am făcut-o cu o bucată mare de pământ, tocmai în ideea de a, cum îi spune, de a avea mai multă agricultură. Am făcut și ceva misiuni, am plătit frumos taxele la stat, da? La acolo, la, cred că tot castelanii care era prima. Și am și cultivat pe aici una alta ca să fie treaba bună. Pe adresa redacției a venit ceva mesaje că nu sau și pe în timpul live-ului cineva spunea că nu prea e rentabil să fac din varză rot și din rotul respectiv să fac cum îi spune fertilizator. Și atunci, dacă tot am dat drumul la gunoi, dacă pot spune așa, de la porcușori, o să stau cu minte deocamdată și varza o să o duc direct în food storage. O pun, avem acolo deja bucătăria să facă la oameni varză cu carne. Uite, apropo de varză cu carne, s-a prins deja în capcan aici frumos. Ați. Să punem acolo să se facă varză cu carne. Ce mai am? Ia uite. Da, am deblocat și secerea de cupru. Mi-am făcut pentru mine secerea de cupru ca să pot să lucrez mai repede, că se strica o grămadă de seceri până făceam eu una alta. Băgăm varza aici. Fetează, lăsăm la noi după și lăsăm și carnea aici. Avem deja carne o grămadă. Schimbăm un pic rețeta. Mergem pe management, mergem pe... unde e la producție? Kitchen-ul, așa tati. Iar aici era pus pe carne prăjită. O să... Apropo, am fost la vânătoare, am... cum îi spune? Am băgat o grămadă de varză, de o grămadă de carne prăjită și e făcut o grămadă de bani. Plus, ele am făcut o pungă, am văzut și astea, o grămadă de bani a făcut pe acolo. A fost toată treaba foarte șmecheră. Problema este că mai bine ar fi să fac cu pielea, să fac ceva combinat, să dea mai mulți bănuți, să dea mai mult astea. Și ceva mă sfătuia, nu dau nume Ovidiu, că ar trebui să fac torțe, da? Torțe se fac din piele și din bețe și automat ne dă mai mult, cum îi spune, ne dă mai mult bănișor la toată treaba asta. Bun, uite, mai și pe aici niște rot. Avem treabă, avem și de asta rye grain de asta. Avem o grămadă de treabă. Bun, hai să ne apucăm primul de dărâmat. Dar asta este de făcut varza. Am și pe aici de tăiat grâu, am și flax. Acum ușor, ușor, mamă, dar câtă varză mai am pe aici. Las că e bine. Cred că până la urmă îmi calc eu pe suflet și o să mă înjure cineva că na. Opa! Am deblocat măgărușii, tati. O să-mi fac rost de măgăruși, dar nu prea am eu bănuți. Să fac rost de măgări ca să pot să car mai ușor, cum îi spune, resurse de aici din sat.
Una la mână ar fi și a doua la mână aș putea să merg mai repede cât merge măgarul. Până să nu atrofie așa încăpățânat. Să merg mai repede către, cum îi spune, către sat. Da? Până face rost de tarzan, de cal. Atât. Deci am terminat varza de recoltat. Aș putea aici să mă apuc să cultiv deja, că este deja fertilizat. Și singura cultură care se pune vara este doar varza. Da? Restul o să cultiv eu în afara filmării pentru că va trebui să fac rost de fertilizator. V-am zis, am alea rotul ăla de la Beris. Mai fac și din Bălegar. Deocamdată am un singur porc și nici levelul de la Sătean nu este prea ridicat. Așa că nu obțin prea mult deocamdată, dar este ceva pentru că vreau ușor, ușor să cum spune, să devină satul autonom, să devină satul independent, să nu mai depind de sat să cumpăr din satul celălalt, da? Adică totul să fac aici la mine și ușor, ușor să mă dezvolt liniștit. Asta un pic așa pe loc din cauza caselor, că spuneam eu că vreau neapărat cu 4. E, și acum când am văzut că se poate face din astea cu 4, acum o să fie o explozie demografică, dacă pot spune așa, la sat, ca să fie treaba bună. S-a rupt și asta. Trebuie ceva piele să fac asta. Bun. Hai să golesc asta de varză, ca să nu mă chinui treaba pe aici. Și după aia mă apuc să dărâm. Văd dacă mai e ceva aici de mutat din asta. Mă apuc și dărâm casa asta. Deci eu dărâm întâi pe a mea. Dărâm întâi casa mea și după aia toate le voi înlocui pe astea cu 3, le fac cu 4. Și o No, să-i mut așa. Da, prefer să stau eu sub, cum îi spune, sub cerul liber pentru început, doar ca să nu se supere sătenii, da? Deci ați văzut ce primar vrea să aici. Bun, asta e gata. Mă interesa, uite, mai am și ridichile cultiv, deocamdată nu le bag într-o rețetă, le cultiv doar pentru că tot mai ce este, am avut încă misiune cu ridichi. Dacă tot o cer ăștia, zic, hai să fac eu așa, frumos și elegant. Bun. Las și asta de varză aici, las și penele aici, va fi penele prea mult. Mă interesa niște piele, nu prea multă. Am avut și eu două pungi de, să zic, de cârpă. Ceva de genul, de rafie, dacă pot spune așa. Acum a rămas fără să fac pungi de piele, care bineînțeles că sunt mai puțin rezistente, dar asta este. Da? Treaba merge bine în sat. E elegant. Vreau să vă spun cât am plătit la parcă 700 și ceva, parcă am dat la impozit, la taxe. E în creștere, pentru că de acum încolo v-am spus să mai construim una alta. Și am înțeles eu că ierdenile vor veni din ce în ce mai greu, deci trebuie să fac neapărat rost de îmbrăcăminte mult, mult mai șmeche decât am eu acum. Bun, am făcut și asta. V-am spus dacă am ceva aici în asta, în inventar aici. O să iau tot de aici. Oh, am pus Clio aici. Stai să iau tot. Așa. Așa, tati. Bun. Vreau să văd, nu știu dacă să văd, deci acum am deblocat aici. La farm sper că vezi ce mai e pe treaba. Uite, după aia deblochez gâștele, după aia fostoriciu, barnul și după aia aici. Aici este cu calul, la stable. Da? Deci mai am, deci la 2000 și acum sunt abia la 264, deci mai durează până va trebui să... Dar și pentru asta îmi trebuie foarte mult bănișor pentru că și măgarul costă, tati. Deci, problem de problem. Clay-ul să mut aici, că e mai greu. Fertilizatorul să las și pe asta aici, făina o las și pe asta aici. Cât de cât să fie treaba mai... Așa, tati, restul las la mine. Vreau să mă uit un picuț, nu mai știu unde era o chestie de genul că îmi dă înapoi la materiale. 50%, gata, tata, ea este activată. Când distrug acum casa, îmi dă 50% din materiale înapoi. Asta e bine pentru mine, aici nu mai mica. Așa că, adio house, mouse. Ați. Și facem de aia de 4. Și după aia mutăm prin rotație, mutăm toți sătenii. Ia, ați.
Hați, hați. Boss, paia de sus. Paia de sus. Hai să golesc un pic din inventar. Stai așa ca să nu avem probleme. Da, dărâm casa și fac paia de patru și pe aia mai mut, mai fac încă una. Că durează, vă să fac și acoperișul de scândură. O să dureze puțin mai mult acum. Piatră odată, sticuri mai mult. Da? Hai odată, cât bani mai am la mine? Este 41 de monezi, stati. Da? Deci sunt pe bine. Odată și odată. Bun, tati, până aici e bine. Toată treaba e bună, doar că mai durează, cum spun eu. Intrăm aici, intrăm pe case și o luăm pe asta care spune aici jos că are 4 ocupanți. Și o aliniem și noi cu estul. Și dau spate cât pot eu de mult în spate. Și mai sus ar vrea să dau ceva de genul. Mai jos, a? Ceva de... Trebuie să fie pe centru aici, la, pe centru la est. Ăla-i. Da? Deci acum începe... Aoleu, s-a rupt... O să fac asta, îmi trebuie 10 sticuri. Hai că luăm că s-au făcut sticuri. O dată. Să facem mai multe, că sigur o să rup. Da, deci facem prima casă cu 4 și după aia mut o familie. După aia mai iau o familie și tot așa până le locuiesc toate familiile ca să fie direct cu 2 copii, să facă direct cu acolo, să nu mai am probleme. Da? Să fie treaba bună. Ia. Ați, ați, ați. Op, op. Hai, tati. Trebuie 8 log. Să fie puțin probleme. Deci o facem direct ca lumea cu acoperișul de scândură. Că o să fie... Mamă, deci... Stai că am luat-o logul și ăsta. Log mai fost și ăstea pe aici. Sper să nu fie probleme. Ia. Mai trebuie că mai adun și eu dacă e nevoie. Îți, îți. A, e tati. Și aici trecem pe piatră direct. Îți, îți, îți. A, e tătuțul. Trecem pe asta direct. Nu mai avem loc, trebuie să mă duc și eu la tăiat de lemne. Aici să punem tot cu geam. Să facem frumos. Da, și va mânca mai mult, mai mult lemn. Odată. Aici o lăsăm așa, dar punem cu piatră. Cred că mai trebuie și un pic de piatră. Ușor, ușor o să reduc producția de piatră și o să încep să aducă mai mult cupru. Deși, cred că trebuie să mă duc eu prin mină. Da, de regulă pe lângă mine sunt și niște, să zic, pui de uși, dar nu vreau să mă complic. Asta o să fac cu geam aici pe centru și asta la altă o fac simplă. De asemenea, asta așa, asta așa, acolo direct pe piatră, iar aici o facem pe scândură, tati. O dată, o dată. Acum pot să intru puțin în casă să o schimb. O dată și o dată. Să intru ca să schimb și pe aia. Deci trebuie un picuț de lemn. Uite aici, așa dat. Deci asta, aici mai trebuie piatră, mai trebuie lemn, mai trebuie, cum îi spune, și mai multe, fapt, loc și lemn, plus scândură. Uite cum are coama așa în valuri. Destul de mare căsuța. Știu că am să facă și plank. Uite, mai făcut log, uite, plank avem. Va trebui să adun și eu, să fac și o scândură. Problema este că scândură trebuie să fac numai în momentul în care este doamna la muncă. Apropo, doamna este însărcinată, deci a fost să avem primul copil. Și sunt tentative cu două din sat. Deci am băgat vrăjela la două, la una cu 7-6 chiar, să fie treaba bună. Da? Ca să facem acolo o combinațiune, poate aduc și eu o doamnă la mine în casă. Și în felul ăsta mai facem, cum îi spune, mai fac rost de un sătean.
Bun, hai să adun resurse și după aia mai vorbim. Toată noaptea am muncit, am mai tăiat și grâu de aici, am tăiat și un pic din flax, dar s-a rupt secera, tati. Și avem secera de cupru până una alta, stăm cu minți. Mai am depus câteva scândură la asta, nu multă. Eu uză pe ăla, s-a trezit deja. Vreau să teacă totuși noaptea ca să nu-i mut pe ăștia în toi nopții, să-i mutăm și noi frumos ziua ca oamenii. Mai am depus 6 scândură la acoperiș. Și vreau să umplu și un pic așa la design, vreau să pun și covare de blană, dacă pot spune așa, ca să crească un pic modul la oameni, să fie oamenii mai relaxați, în felul ăsta ne dă mai multă producție, tati, dacă cresc mai repede în level. Da, aici am adunat varza, mai am dat un pic de flax, aici mai este puțin flax, iar aici mai este puțin scândul de pus, ia. Exact, că trebuie să și gata prima casă de 4 locuri din sat și beneficiarii vor fi, cred că doamna care are copilul, care e săcinată, ca să fie treaba bună, da? Și spuneam eu că ar vrea să pun pe aici, pe jos, să pun covoare de-astea. Vreau să, de asta de, nu mă dă voie, uite, astea pot să pun, mă costă 200, mamă, și-am trăit toți banii. Asta mă costă 50. Asta le pun de-astea așa mai, na. Asta 100. Hai să le pun de-astea, mă, nici așa, nici așa, nici prea ieftin, nici prea. Să facem rost de-astea, cum îi cheamă. Uite, chiar s-a prins în capcană. E foamelul ăsta mic, apropo. Odată. Îmi trebuie ceva sticuri, acum o groadă de sticuri, că am tăiat la lemne toată noaptea și o groadă de sticuri. Ia să vedem de aici. Luăm puține sticuri. Ceva de genul. Facem aici o cursă și se dă cioasă de mâncare. Hați, hați. N-am luat sticuri. Doar am dat așa și nu le-am luat. Apropo, să luăm și... dar mai trebuie blană. Nu, stai că invers. Invers trebuia de aici. Mă scuzați, am luat invers. Cred că am... Ia. Dăm accept acum. Ia să vedem. Și facem așa. Hați, 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 hați. Da? Și acum putem să punem și covoare pe jos la oamenii ăștia. Slotul ăsta. O dată. Pardon. Pe slotul ăsta. Este deja, nu, al doilea slot, o dată, al treilea slot nu mai am, da, le-am pus un picuț de covoare pe aici, să mai crească un picuț problema, numai că s-o trezi oamenii. Băi, eu am foarte, apropo, am foarte multe sticuri, mă uitam, și foarte multe pene, aș putea să pun aici, la producție, la Smithy, ce fac ăștia pe aici, uite, aș putea să mai pun să-mi fac... Săgeți. Stone Arrow. Trebuie ciocan. Păi dacă trebuie ciocan aici, stați așa un pic, o să facem următoarea șmecherie. Să facă și ciocane. Am văzut că am foarte multe... Ia. Am foarte multe pe stoc. Băi, apropo. Nu mâncăm și noi ceva? N-am picat pe aici de mâncare? Merge pe la depozit să luăm ceva varză cu carne, tate. Două secunde. Hați. Mai lăsăm carne aici. Și mai luăm și noi de-asta. Imediat te servește băiatul cu ceva elegant. Așa tot, ai văzut? Te-a rezolvat problema. Bun, ăsta s-a trezit. Pe aici e bună. Spuneam eu că facem așa. Noi eram pe management pe aici, la producție, la Smithy. Vreau să văd câte... Astea sunt pe aici. Cuțite sunt 21. Deci va trebui să mișorăm puțin producția la cuțite. Producția la Smithy, pardon, de la Emotiones. De aici să-i dăm mai jos la cuțite, facem unul pe zi.
Hai unul pe zi să fie măcar. Și aici să lăsăm, nu știu dacă merge treaba bună, la 1,5. Hai tot la 1. Un topor pe zi. Și să mai fac, să-mi facă și un ciocan pe zi. Ia să vedem. Bă, la început mai multe să fie. 2 pe zi să fie. Poate îmi trebuie și mie. Și mai trebuia și mie niște... Dar trebuie și seceri. Fă și seceri, tată. Face seceri. Da. Ia. Las ca să mi le fac singur. Problema este că se cam consumă repede. Și spuneam eu că am nevoie la stat de mai mult cupru. Deci mie pe zi mi-aduce cupru 1,17. Aș da puțin de pietre mai jos. Că la pietre pot să mai adun și eu. Ai 20. Dar tot măcar 2 pe zi. Mai mult de 2. Hai să mai dau mai jos. Lasă așa că trebuie la unelte. Lasă așa, lasă așa, lasă așa. Asta este. Cât este, asta este. Da? Bun. Asta e casa. Și acum să ne mutăm. Dar pot acum să-i mut. Dacă îi dau aici. La house. Deci avem pe asta cu 4. Simple house. Păi și... A, m-a pus pe mine automat aici. Eu vreau totuși, doamna, cum e, Vieleslava, Vieleslava, care este, uite aici, dacă e săcinată, dacă îi dau, cum era, nu mai știu cum era cu F management, F detail, așa tati. Și aici pot să o mut în simplu house aici. Cu totul, cu toată trupa. Gata, tati. Acum, teoretic, i-am mutat de aici. Asta a rămas casa goală. Pac, aici erau ei. Mă scuzați. Dacă am luat-o și până și gravidă. Supărată că am mutat-o. Asta, pe asta de aici, trebuie să o mut eu. Le-am pus la început, acolo să le pun în partea asta. Să văd acum ce impresie, dacă le crește acolo frumos, starea de bine. Dacă le crește treaba asta, e treaba bișmecheră că o să casă și nivel. Doar că doamna fiind însărcinată, nu știu cât o va afecta pe dânsa, dar asta este. Ia, să apară primul copil în sat. Management. Uite că se cunoaște, da? Deci a început să urce problema pentru că au casă spațioasă și au și pe acolo ceva covoare pe jos, da? Așa la început, nu... Da? Deci asta e casa, cea mai șmecheră casă din sat. Ușor, ușor le dărâm pe toate, inclusiv asta. Le dărâm și le înlocuiesc cu astea cu patru. Nu ca să fie treaba bună. Băi, mi-a trebuit o seceră, dar aș vrea să mă duc un pic până în sat. Că știți care e treaba? E a doua lună din asta. Apropo, pe aici mai este un pic. Ia uite... Ia uite că pot să fac fertilizator. A rămas un por mare și un por mic. Dacă faci asta mare, îmi dă mai mult. Aici cum stăm cu mâncarea? 50% au mâncare suficientă, nu mai e nevoie. Să schimb și garsul, să nu face garsul deloc. Să fac de la altul mai des. Da? Stai că m-am învățat cu casa mea, m-am învățat că m-am mutat. Nu mai stau. Nu mai stau acolo. Vreau să văd până aici. Ia. Deci acum, altceva, tati. Deci la fertilizator, teoretic, n-aș mai cumpăra, dar n-aș pune nici ce varză, n-aș mai pune la fermentat. Că, cum îi spune? Păi, eu totuși dimineața, dacă mă duc degeaba acolo, hai să facem treaba pe lângă casă. Stai așa un picuț. Dacă tot sunt aceia, vreau să văd cât fertilizator am aici. Mai am 26, am făcut, toată noaptea am făcut și fertilizator. Oh, și mai am și de asta de făcut. Și de asemenea îmi trebuie semințele de varză 82. Acum deja în cultură, cred că încep să și vând semințele ușor, ușor, pentru că se fac prea multe. Varză se cultivă doar iarna, doar cum îi spune, doar primăvara și vara. Deja am două culturi, am trecut și anul ăsta deja acum pun a doua cultură. Deci nu, deja am trei culturi cu asta, da? Deci acum pun pe a patra. Deci deja... Cred că de la anul încep să văd semințe. Cred că părerea mea, nu știu. Vedem acum.
Mai am pungi astea, dar o să rupă repede astea. Asta este. Și atunci o să iau de aici. Aici am pus, ia. Aici am pus varză. Mă, dar aș pune... Aș pune aici. Iată-ți așa un picuț. Așa. Aș putea ducă durea la asta. Ca să cultiv și pasta. Ia. Pardon, de la emoționez. Îi dau de aici. Nu. Vreau... Bă, da, fertilizator. Deci te am 36. O, meserie, tati. Meserie. Poate între timp mai să balegă porcul, dacă pot spune așa. Asta zic să găinățească, dar să găinățească găinile. Și cum îi spune? Și în felul ăsta poate fac rost de ceva fertilizator să pun toată bucata asta cu semințe de varză. Pentru că vă spuneam eu, doar varză se poate cultiva, cum îi spune, vara. De singura anotimp care are... Bine, se poate dacă nu mă înșel, iarna este doar morcov. Deci vara și iarna au cât o singură cultură care se poate semăna. Da? Dar asta este. Ia. Problema este că se va rupe și asta, cum îi cheamă, sapa mai repede. Dar n-am control. Da? Am o doua bucată de pământ mai mare. Asta e. Ușurel. Ia. Mai am 15. Am un pic de săpat. Am pus cât fertilizator am avut și o să pun sămânță. Dacă mai este, mai rămâne sămânță, o să mai pun toată sămânța care o am de varză. Vă spun sincer că nu mi-a ajuns toată varza până în vară. Până în vară. Vara am cultivat, pot să recoltez varza. Și în felul ăsta trebuie să fac carne crudă. Asta stăm și mă gândesc că dacă pun mai multă varză acum și o las acolo, poate cine știe. Dacă se strică la un moment dat, asta este, o să pun, cum îi spune, o să fac rot și din rotul ăla o bag la fertilizator. Sau mă gândesc, poate fac mai multă varză cu carne și să vând. Fac și eu un ban grămadă. Mă gândesc mai multe surse de venit pentru că vă spuneam eu că au crescut un pic taxele, 700 și ceva am dat pe primăvară. Boss, dacă am aici un inspector. Uite băiatul pe aici. Nu mă fumezi, ce faceva? Acest om. Trage aer pe nas, nu știu, face un fel de yoga. Ați. Hai. Hai că am 64 de semințe, deci cred că o să sap și bucata aia unde a fost deja varză, să pun și acolo, ca să fie treaba bună. O să facem la varză, azi, dacă e și cu carne frumos, elegant, punem și, cum îi spune, vindem. Facem un bănuț grămadă, adică trebuie o grămadă de treabă. Ați? Ați? Și iar hop. Odată. Am ajuns aici sus. Ușor, ușor. Și mai zis, ușor, ușor să înlocuiesc toate casele ca să fie treaba bună de la început. O să stai acolo la treabă, familie frumos, bagă un copilaș, mai bagă unul. Problema o să intervină în momentul în care o să vină copiii, pentru că mamele 2 ani de zile nu vor lucra. Va fi o mică problemă, dar asta este. Ia uite porcul ce mare. Mai este cumva pe aici, uite, mai este pe aici niște gunoi, dar mai adunăm după aia. Bun, pe aici, bă, am putea să văd dacă am pus până la urmă, deci aici am pus la producție, la smithy am pus să-mi facă săgeți, a pus, dar n-a de topor, deocamdată n-a ciocan, să ne facă săgeți frumos, cred că avem sticlă o grămadă, avem și stone, avem și pene. Sticlele astea, săgețile, poate cine știe, chiar le vând sau poate le folosesc la vânătoare ca să fac mai mulți bănuți. A spus, să adună frumos bani din carne, carne prăjită. Și vreau să mă uit eu un picuț, este dacă mai am cumva, dacă mai am, cum îi spune, boluri. Oh, am boluri grămadă. Da? Ca să fie treaba bună. Bun.
Dragilor, treaba e bună, deci casă frumos, am locuit casa, voi locui toate casele, pentru ca să fie treaba bună. Ia uite, s-a făcut aici, las că mai adunăm blană și facem covoare acolo la oameni, să fie frumos, elegant. Dacă ne uităm acum la dânsii, sau 59, doamna a făcut 59, din păcate, și Bax a făcut 61. Asta ne ajută foarte mult, pentru că aici vor crește mai ușor la skill. Deci când skill-ul automat ne dă mai multe resurse pe zi, da? Pentru că oamenii devin mult mai experimentați și strică mai puține scule și vor aduce mai multe resurse în sat. Bun, lucrăm în continuare, v-am spus, toate casele locuiesc, o să fie cu frumos cu piatră și cu acoperiș de scândură. După aceea ușor ce începe să le și tencuim cu limestone, ca să fie eficiență maximă și automat să dea mai mult confort sătenilor. Dragilor, a fost acest episod, apăsați butonul de like, apăsați butonul subscribe. V-am salutat!